Mă trezesc dimineața, facem așa exercițiu. 10 ori batem aici așa. Pentru sistemul limfatic, mai ales pentru femei, la multe femei aici, sistemul limfatic, circulația este blocată și de asta permanent cancere de sân și asta nu este bine. Trebuie mișcare, trebuie exerciții. Un exercițiu foarte bun. 10 ori așa. După asta, 10 ori aici. Iată, aici e bazinul, aici e picioarele, aici e burta. Nu pe burtă, dar pe oasele astea bazinului. Așa 10 ori. 90. Puteți 15, nu e o problemă. Mai departe, vă aplicați puțin și de aici, la încheieturile astea, tot așa, aici puteți 20 de ori chiar. 20. Circulația limfei trebuie să fie și plus la asta trebuie să fie mișcare, acțiune, exerciții, faceți ceva lucru fizic, transpirați ca să fie circulație, mergeți. Înainte femeile spălau rufele manual, întindeau, tăiau lemne, făceau focul, făceau mâncare, lucrul era manual. Spălau podele, dar acum este Xiaomi aspirator, mașină de spălat Samsung, totul, noi nu facem nimic, noi stăm la oficiu, stăm la volan, venim acasă, stăm așa și noi suntem blocați, mușchii sunt blocați, sistemul limfatic, sângele nu circul cum trebuie. Iată femeile care sunt la țară sau chiar și bărbații, ne-am deprins că la țară asta e ceva înapoiat, acolo lumea trăiește la țară care n-au ce face la oraș și nu pot și nu e adevărat, la țară lumea e mult mai sănătoasă deoarece ei au vie. Au pământuri, lucru prin gospodărie, culeg roșii, mături prin ogradă și ei se pleacă. Ei despică lemne, desfac, ei pun lemne limplite, ei fac mișcare. Și chiar dacă nu mănânc chiar cel mai sănătos, ei trăiesc mulți ani. Atât mulți îmi scriu că bunica mea a trăit 100 de ani. Ok, o trăit, eu știu. Eu am mâncat nesănătos, a trăit 100 de ani, dar ea făcea multă mișcare, ea făcea 10 de kilometri zilnic. Dar noi nu facem mișcare în ziua de azi. Făceți mișcare, chiar dacă sunteți în oraș, în oficiu sau ceva. O dată, două ori pe săptămână ieșiți în natură, o pereche de ghete și duceți-vă pe malul râului, pădurii, pe malul lacului și faceți un kilometru, 2-3 de mișcare. Asta e foarte important. Dacă tu chiar și mănânci sănătos, dar nu faci mișcare și la tine mușchii sunt blocați, sunt spasme, nu lucrează sistemul limfatic, atunci nu o să fie mari rezultate. Dacă vă este interesant despre sistemul limfatic, eu probabil n-am făcut video despre asta, scrieți în comentarii și o să mă pregătesc puțin și o să fac un video. Asta e foarte important, cum să curățăm limfa. Nu uităm, 10 ori aici, 10 ori aici, după asta 10 ori aici, puteți și 20 și 20 aici neapărat. Plus, faceți niște aplicări, niște așezări de dimineață. Eu v-am arătat, am făcut un video. Nu neapărat asta, nu trebuie sală de forță, nu trebuie să vă duceți la not, la bazin, dacă n-aveți posibilitate. Pur și simplu, faceți iată așa așezări, iată așa aplicări. Cu picioarele drept, iată, puteți așa să faceți. Noi am făcut o postare pe Facebook, iată așa, să faceți 20-30 de ori dimineața. Pentru că la noi sunt mușchii blocați, noi nu ne plecăm, nu ne așezăm, nu facem lucru fizic, nu despicăm lemne. Noi ne-am deprins că stăm, iată așa, toată ziua și noi văd oamenii merg stradă, iată așa, ei sunt blocați, iată așa, ei merg, iată așa, ei merg. Ei trebuie să meargă așa, iată așa, trebuie așa să mergeți, cu sânii înainte, fundul în urmă, cum merge McGregor, iată așa trebuie de mers. Când spatele e drept, este circulația sângelui, circulația nervilor. Mușchii sunt drepti și noi suntem mândri. Nu suntem mândri de noi, dar suntem mândri că Dumnezeu prin noi, noi suntem templul lui Dumnezeu pe pământ. Și Dumnezeu nu ne vrea pe noi, iată așa, blocați, cu burtă încoașe, triști, supărați, enervați, iată așa. El nu ne vrea, el vrea ca noi, iată așa, să mergem. McGregor cred că nu vrea să duce la biserică, dar el cum merge, asta trebuie să luăm exemplu de la el. Iată așa, mergi, tu trebuie să fii mândru de tine și mândru de Dumnezeu și să faci fapte bune, să ajuți pe alții, să faci exerciții, să mănânci sănătos, să faci planeta mai frumoasă, mai curată, ceva să faci pentru oameni, pentru pământ și pentru Dumnezeu. Asta e de fapt în primul rând, să vă văd sănătoși.